Salutare și bun venit la podcastul Vulnerabil. Sunt gazda ta, Ramona Lazar, și acesta este locul în care discut sincer și deschis cu prieteni și specialiști despre probleme, lupte și experiențe care ne schimbă viața. Plângem și râdem împreună, spunem lucrurilor pe nume, iar credința în Dumnezeu este elementul comun al poveștilor pe care le vei auzi aici. Salutare! Sunt Ramona Lazar, iar tu asculti podcastul Vulnerabil. Te întâmpin astăzi cu ultimul episod din seria specială dedicată exclusiv femeilor și anume episodul 51. Invitata mea este Alina Munteanu, mamă, soție și psihoterapeut de meserie. O prezență caldă care reușește să empatizeze și să vadă atât de multe nuanțe în lucrurile din jur, cum rar am întâlnit. Tare mult mi-a plăcut să povestesc cu ea despre un subiect atât de intim, de vulnerabil, dar atât de necesar. Țin mult la sănătatea femeilor, de aceea am ales aceste tematici din luna martie. Dar sunt preocupată și de sănătatea mentală, psihoemoțională și spirituală, pentru că am văzut cât de mult contează și ce impact major poate avea dacă noi suntem bine, echilibrate și într-o relație bună cu creatorul nostru. Așa că te invit să asculți acest episod cu inima și cu mintea deschise. Încearcă să dai la o parte prejudecățile legate de sănătatea mentală sau lipsa ei de importanță, pentru că este un episod prin care te vei putea cunoaște mai bine, astfel încât să-ți dai seama că nu ești tot suficientă și ai nevoie să te deschizi, să vorbești și să ceri ajutor oamenilor de încredere din jurul tău. Sper că acest episod să-ți facă bine, să te atenționeze dacă nu ești bine, să-ți confirme că ești în procesul care duce către vindecare sau că tot ce ai muncit până acum a meritat, pentru că poți vedea rezultatele. Te rog să dai mai departe și altora acest episod ca împreună, noi, femeile, să devenim mai sănătoase. Nu doar pentru noi însene, ci pentru cei dragi ai noștri și mai ales pentru numele frumos pe care îl purtăm de fice ale regelui. Acum, hai să asculți conversația mea cu Alina. Alina, bun venit la podcastul Vulnerabil! Bine v-am găsit, mulțumesc tare mult de, de invitație, Rami. Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea așa din scurt și cel mai tare mă bucur că am reușit să ne sincronizăm uh, programele și să avem uh, această discuție. Așa cum îți spuneam și în mail-ul pe care ți l-am trimis, am avut de mult timp uh, pe inimă tema aceasta și când am știut că o să am... Uh, o discuție cu Anda Mogoș. Am zis că profit de ocazie și trebuie neapărat să i cer o recomandare, că parcă resursele mele începeau să se termine. Și uite așa, cred că cu tine se închide cercul tuturor femeilor din cadrul Soul Care Psychotherapy care au pus o cărămidă în adevăratul sens al cuvântului la vulnerabil și pentru asta vreau să îți mulțumesc și ție și să le mulțumesc și lor încă o dată. Dar vreau să te las acum pe tine să te prezinți, să ne spui mai multe despre tine, să te cunoaștem și abia apoi să începem să săpăm în tema noastră. Cine e Alina? Cine e Alina? Hai să luăm așa un pic cu, cu începutul. M-am născut într-o familie cu opt copii Undeva într-un sat în wow. nordul Moldovei Eu fiind cea mai mare și sunt în continuare cea mai mare Deci cumva partea asta a existenței mele e cu multe culori Acum sunt căsătorită cu Nicu de aproape 13 ani Îmi place tare de el Avem două fete, Lydia și Emma Lydia are 9 ani, Emma 5 ani Și acum sunt însărcinată cu al treilea copil Sunt psihoterapeut și îmi place foarte mult că am reușit să descoper și să înțeleg și rolul acesta ca partea misiunii mele pe acest pământ. Sunt un om activ, sunt prima care participă la jocurile de grup, îmi place să fiu cât mai mult timp pe afară, îmi place să lucrez pământul. nu e așa? Prietenul București pentru asta, dar e o pasiune dobândită încă de, din copilărie la viața de la țară. Îmi place să citesc și îmi place vezi de măsură de mult supa de găluște. Cam asta cu o introducere așa succintă în ceea ce e Alina. Ne-ai dat de toate, așa, din toate rolurile tale, foarte fine. Eram curioasă ce te-a făcut să mergi către psihoterapie. Ai zis de background-ul ăsta colorat, pot să înțeleg orice de acolo, fiecare cred că își pune așa propria amprentă asupra trecutului altuia, dar cred că ar fi mai bine să ne explici tu ce te-a dus exact către partea asta mai încă de când eram în clasa 10, cumva am înțeles că sunt chemată de Dumnezeu să ajut oamenii. Și în contextul meu de acolo, din Potoșan, din tot ce am putut să aflu a fost despre Facultatea de Asistență Socială de la Universitatea Emanuel, din Oradea. Și așa a început călătoria mea în uh, psihoterapie, am terminat asistență socială acolo, am făcut un master în asistență socială, am ajuns în București și am lucrat în două organizații ca asistență social. Doar că era ceva în interiorul meu care spunea că e nevoie de un pic mai mult pentru că serviciile pe care eu le ofeream și cumva natura felului cum m-a creat Dumnezeu nu se potrivea foarte bine pe tipul ăsta de profesie. Și atunci am zis, Doamne, hai să vedem despre ce e vorba și ce îmi spui de fapt cum de liniște asta, că ar trebui ceva mai mult. Și așa am cunoscut-o pe, pe Anda și am explorat partea asta, așa am făcut formarea în psihoterapie, așa am început cumva să, să studiez psihologia și iată mă astăzi aici, la 5 ani distanță de când profesez ca psihoterapeut și mă bucur tare mult, cum spuneam și mai devreme, pentru că văd darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat puse cumva într-un mod cât mai corect și atent în relație cu oamenii pe care îi slujesc și îi ajut din unghiul ăsta al psihoterapiei. Simți că acum ți-ai găsit cu adevărat locul din punct de vedere profesional? E mult până să găsesc cu adevărat, dar e drumul cel bun. Îmi doresc foarte mult să și fac pași în direcția asta și studiez, să ajung să am un, un anumit tip de formare ca să fie un pic mai țintit ajutorul pe care îl fac. Dar unde sunt acum e bine. În câțiva ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să lucrurile să avanseze. Pentru că și în profesia asta, ca în toate altele, e nevoie de mult studiu și de înțelegerea lucrurilor ca să fim cât mai buni și cât mai... Atenți și mai ales în plătirea asta cu ce ne învață Hristos și cu mesajul Evangheliei în meseria noastră, care e atât de lovită în, în spațiul evanghelic. Și cumva asta e și preocuparea mea, să mă asigur că, ok, știința plus scriptură fac o treabă cât mai bună în viața omului. Ce fain, da. Asta a mai fost un subiect atins la vulnerabil, în general, care este legătura dintre cele două și nici azi nu o să trecem pe lângă el, o să-l atingem mai pe larg. Dar, înainte de toate, aș vrea să le prezint ascultătorilor puțin tema noastră. Subiectul pe care ți l-am propus pentru azi vine și din preocuparea mea pentru sănătatea femeilor și mai ales pentru echilibrul lor emoțional, psihologic și spiritual. Cred că în jonglarea asta între atâtea roluri ca femei, roluri în care de cele mai multe ori ne dorim să performăm și să dăm tot ce avem mai bun pentru cei din jurul nostru, uităm adeseori să avem grijă de noi, chiar de noi cele care ne punem acolo pe baricade, de trupul nostru, de mintea noastră și de inima noastră. Așa că astăzi, cred că nu mai e o surpriză, vom discuta despre sănătatea mintală, cum putem să avem grijă de ea, când ne dăm seama că ceva nu mai merge cum trebuie și ce să facem dacă ajungem în punctul acela și, așa cum am spus, ce poate să aducă bun și foarte bun în tot acest parcurs relația cu Dumnezeu. Adică, sănătatea noastră spirituală, cum contribuie ea la sănătatea mentală? Așa că, cel mai bine, cred că ar fi să pornim de la definirea termenilor. Ce este pentru tine, sau și în general, din punct de vedere psihologic, sănătatea mentală și de ce ar trebui să ne preocupe, în primul rând, femei fiind că discuția aceasta o să fie despre femei, în special. Acum, în termeni simpli și n-aș vrea să ne încurcăm în prea mulți termeni tehnici, sănătatea mentală reprezintă starea noastră de bine, emoțională, psihică și socială. Adică e starea aceea de bine în care oamenii pot să-și vadă de viața lor, să se realizeze, să facă față stresului, să muncească și să contribuie și la viața comunității, aș zice eu. Un lucru pe care vreau să-l precizez aici, pentru că, uite, vorbim de stare emoțională de bine, n-aș vrea să înțeleagă oamenii că asta nu înseamnă că nu experimentăm toată paleta de emoții. O femeie sănătoasă mental va experimenta toată paleta de emoții, ceea ce face diferența într-o minte sănătoasă și o minte nesănătoasă este răspunsul la emoția respectivă prin comportament și limbaj. Adică cum mă comport eu când sunt jignită? Ce răspund eu când sunt jignită? Și în funcție de răspunsul acesta, noi putem să ne dăm seama și putem să punem așa într-un tablou clinic care e gradul de sănătate al minții respective sau nu. Dar aș vrea cumva să rămână ambele lucruri în mintea celor care te ascultă, că dacă să fim sănătoși înseamnă să avem o stare de bine, dar, repet, asta nu exclude toată plăsta de emoții. Dacă cineva m-a jignit, e normal să mă simt jignită, dacă cineva m-a ofensat, e normal să mă simt mânioasă, ce fac când mă simt așa? Ne ajută să vedem dacă vorbim de o minte sănătoasă sau nu. Acum, partea a doua întrebării. De ce să ne preocupe? În primul rând aș spune eu pentru că suntem ființe relaționale și afectăm relațiile în care suntem, mediile în care ajungem. În funcție de cum sunt eu și de cât de bine sunt eu cu mine, în funcție de cât de sănătoasă mental sunt, acolo unde mă duc, las aroma mea. Noi în mediul evanghelic spunem mărturia mea. Dacă sunt un om plin de amărăciune, când pe unde mă duc, că mă duc la supermarket, că mă duc să-mi duc copilul la not sau la, la, fotbal, voi lăsa aroma asta mea. Și ca și credincioși, pentru că cu precădere femeilor din spațiu evanghelic ne referim aici, ducem aroma lui Hristos sau nu. Și cred că fiecare dintre noi vrem să ducem partea asta și dacă asta e una din dorințele noastre, trebuie să ne preocupe. Un alt aspect și îmi place foarte mult versetul din proverbe care zice că femeia înțeleaptă își zidește casa. O femeie cu o minte sănătoasă, echilibrată, cu o stare de bine, va reuși să-și zidească casa într-un mod harmonios. Bun, cald, ți drag să mergi la ea acasă. Când este obosită, când nu mai poate, cărcăm așa pe vârfuri și parcă hai să o lăsăm în bani. și nu mai e armonia care ar fi de dorit acolo și atunci de aia aș spune eu că ar trebui să ne preocupăm În primul rând, uite, ce facem în comunitate, ce facem la noi acasă și apoi cred că partea cea mai importantă e partea asta de relație cu sine, care pe mine mă preocupă foarte mult și anume faptul că sănătatea noastră mentală afectează modul în care gândim, simțim și acționăm. Și pentru că vorbim de femei, Aș sublinea, în primul rând, partea asta cu simțitul. Cu cât eu sunt mai. Nu știu cum să folosesc ca să sune cât mai bine, dar cu cât sănătatea mea mentală este mai afectată, cu atât și modul în care simt lucrurile un pic mai prăpăstios. Dacă eu sunt aprută și apăsată și sunt obosită, cineva nici nu știu de ochii peste cap, eu deja simt acolo cam prea mult și este în dezacord cu factorul de mediu, adică cu privirea aia dată peste cap. Și de aia e bine să ne preocupe sănătatea mentală și pentru că am ieșit dintr-o... Și vreau să las cumva metafora asta, am ieșit din pandemia de COVID și ne-a fost afectat simțul mirosului și miroseam ustroiul și ziceam, bă, nu miroase nimic. Și din punctul nostru de vedere avea tot sensul de lume, chiar nu mirosea, dar asta nu înseamnă că ustroiul nu avea miros. Așa și aici, pentru că ne este afectat partea asta de cum simțim lucrurile, noi spunem, Ba da, stai să vezi că uite cât de răutăcioasă a fost cu mine, când intenția poate că a fost diferită. E necesar și de dorit să acordăm atenția potrivită și sănătății noastre mentale, tocmai pentru că, așa cum spuneam mai sus, ne sunt afectate mai toate ariile vieții noastre. Nu avem cum altfel. Da, deci, până la urmă, sănătatea mentală este starea mea de bine și în momentul în care ceva nu mai este bine acolo, nu mai sunt. La fel de sănătoasă, poate n-am ajuns chiar în punctul nesănătății maxime, asta se va reflecta în comportamentul meu, în modul în care mă raportez la cei din jurul meu sau la o situație oarecare, care înainte poate nu-mi trezea nimic, nu-mi știa nicio emoție. Așa zis, negativă, dar care acum mi se pare că îmi arată, de fapt, lumea cu sus în jos, se prăbușește casa în capul meu, nu mai știu ce să fac, copiii nu ascultă niciodată, soțul nu mă mai iubește, totul se transformă cumva într-o extremă. Da, și n-aș vrea să spun neapărat că e greșit să se transforme într-o extremă sau că ar trebui să ne simțim vinovate, ce înseamnă că dacă ceva e în regulă cu sistemul meu interior și că trebuie să acord grijă, să mă opresc un pic, să fiu blândă și îngăduitoare cu mine și să văd ce se întâmplă de am ajuns în punctul ăsta. Nu vreau cumva să se simtă puse la colț sau că nu are sens să fie într-un astfel de loc în care, uite, simțim că totul e cu sus în jos, cum spuneai tu mai devreme, dar da, e nevoie să ne oprim în loc și să vedem cât ne-a preocupat sau nu sănătatea mentală și cât E nevoie să acordăm, uite, din timpul nostru, din energia noastră, să îngrijim sistemul interior, ca tocmai el să aibă forța de a se exprima diferit și de a trata lumea și viața în mod în diferit și corect. Ascultătorii fideli vulnerabili cred că știu deja că toate discuțiile pe care le avem aici nu sunt ca să provocăm rușine, ca să aducem și mai mult la suprafață toate sentimentele astea cu care știm că ne luptăm și care sunt potențate de mediul în care am crescut, de anumite învățături transmise greșit, de anumite încredințări care au fost transformate așa în doctrine religioase. Ei știu că sunt doar semnale de alarmă sau moduri prin care noi vrem să întindem o mână de ajutor și cred că mai degrabă o conștientizare a faptului că lucrurile astea există, se întâmplă dar au și soluții nu sunt doar probleme, sunt și soluții și tocmai asta facem aici, așa că sper să nu se simtă nimeni cum musca pe căciulă și dacă s-ar simți să își facă curaj să, să spună că vrea să se facă Bine sau mai bine. Mă ce mă bucur că ăsta e mesajul și că ăsta e Roma și nici nu, nu mă gândeam fel și da, asta îmi doresc și eu tare mult, ca cele care ascultă mesajul ăsta, asta să poate că e un semnal și că e nevoie de ajutor. Și cum pot căuta ajutorul cel mai specific și mai bun și mai potrivit pentru mine și situația în care mă aflu? Exact. Știu că există anumite diferențe între. Sănătatea mentală a unui bărbat și a unei femei. Și studiile spun că bărbații percep lucrurile diferit și femeile altfel și impactul asupra sănătăților mentale este diferit. Poate ne explici un pic cum stă și treaba asta, dar eu sunt curioasă dacă în spectrul larg al sexului feminin, strict feminin, există femei care să fie mai predispuse la o luptă legată de sănătatea mentală până la urmă toate ne naștem în lumea asta, unele azi, unele mâine, poi mâine și așa mai departe. Suntem femei, avem lucrul ăsta comun, avem multe alte lucruri care ne leagă, dar și altele care ne deosebesc. Dar partea asta de sănătate mentală face o diferență? Putem să ne naștem cu o sănătate precară mentală, ce poate da predispoziția asta legată de sănătatea mentală? Uf! Asta e o parte cumva complicată a discuției, pentru că, da, din păcate, unele dintre noi suntem la mai mare risc de a dezvolta o anumită problemă de sănătate mentală. Și asta ține foarte mult de contextul social în care am crescut, de cel financiar. De factori biologici, de stilul de viață, toate lucrurile astea contribuie și influențează sănătatea noastră mentală și ele creează niște predispoziții către mai degrabă depresie, mai degrabă anxietate, predispoziții de a dezvolta anumite tulburări de personalitate sau de alimentație. Avem o predispoziție mai mare. Ce face lucrul ăsta? Sănătatea mentală depinde de un echilibru așa foarte delicat între mai mulți factori. În primul rând, sunt factorii biologici. Dacă sunt cu o predispoziție genetică să dezvolt un anumit tip de tulburare mentală sau una din zona biologică a corpului, că vorbim de diabet și așa mai departe, sau compoziția chimică a creierului nostru, în funcție de viața intrauterină, de povestea mamei, de alcool, de substanțe toxice, acolo ceva s-a scris diferit cu astfel de femeie care se naște și ajunge mai târziu adult poate avea anumite predispoziții. Vorbeam de factorii biologici, sunt cei sociali. Cât de mult spațiu în care o femeie care s-a născut a avut parte de sprijin social, de prieteni buni, cât de mult a înțeles că lumea este un spațiu safe sau mai degrabă nu. Dacă oamenii au fost răutăcioși, răi, părinții au zis să nu avem încredere în nimeni, că oamenii sunt răi, tulburările cumva din sfera paranoică se instalează acolo, nu mai avem încredere în nimeni. Deci da, uite, din nou, un alt factor care poate contribui la dezvoltarea unei tulburări mentale. Cum spuneam și mai devreme, partea asta de financiar, zona economică, cât de mult sărăcia sau nu și-a pus amprenta asupra echilibrului mental, pentru că ulterior fie că ne ducem spre o tulburare cumva de gestionare a finanțelor și ne ducem fie către, hai să avem cât mai mult, fie ajungem, uite, în spații și avem viața e plină de tot felul de exemple de persoane de străzi și așa mai departe. Sunt multe, multe lucruri. Un alt lucru foarte important și aici e parte din lucrul la greu controlabil, sunt uh, traumele. Experiențele alea ostile în copilărie. Dacă una dintre noi sau parte dintre noi am crescut în spații în care lucrurile astea erau frecvente. Experiențele de viață dureroase, abuzuri, tot felul de abuzuri psihologice, lucrurile astea și-au pus amprenta și-au creat predispoziție. S-a creat o fisură acolo și acum noi ajungem, uite, adulți și ajungem să-L primim pe Domnul Isus în viața noastră și devenim creștini. Dar spațiul a creat acolo e și o, dacă vrei, o armă în mâna celui rău. El nu va sta nepăsător față de Povestea aia și o să intre cu răutatea lui și cu șmecheria lui și o să facă rău. Cum spuneam mai devreme, legat de partea asta biologică, sunt predispozițiile de a dezvolta diferite tipuri de boli, diabet, cancer și lucrul ăsta afectează sănătatea noastră mentală. Dacă vorbim de o, o minte ușor influențabilă când vine vorba de greu, și aflu eu cam predispoziția de a face, nu știu, cancer la sân sau așa mai departe. Lucrul ăsta mă va afecta și în funcție de. Am întâlnit și avem și întâlnim des la cabinet. Femeile nu se mai pot autoregla și se instalează diferite tulburări de anxietate pentru că uite ce e în viața familiei mele. Și, deci, da, uite, un alt lucru care poate afecta sănătatea mentală. Și mai vorbim și de consumul de substanțe, e că vorbim de droguri sau alcool. Și știu că poate părea cumva un factor așa, parcă un pic departe de spațiul nostru evanghelic, dar, din păcate, multe dintre noi venim din spații în care bunicii, tații, unchii, în familiile lărgite erau persoane consumatoare de alcool și am văzut ce înseamnă lucrul ăsta și atunci și asta creează un mod cum eu anticipez și cum văd lumea și viața. Pentru că am experimentat abuz, am experimentat non-control al comportamentului și limbajului din partea persoanei respective și am fost rănită. Și, în felul ăsta, afectată și, și sănătatea mentală. Deci, uitându-ne un pic la paleta asta largă de factori, putem spune că unele dintre noi, da, din unghiul lor, suntem mai predispuse la a dezvolta tulburări din spectrul ăsta mental. Pe de altă parte, și dacă nu am venit din spații așa de divers colorate și prezentul își poate pune amprenta pe sănătatea noastră mentală în funcție de unde suntem. Dacă eu sunt într-un spațiu în care sunt ferită de lucruri greu de încasat, sănătatea mea mentală nu va fi afectată. Dar dacă vin dintr-o zonă, uite, Ucraina, război, dacă locuiesc într-un spațiu în care e multă sărăcie sau dacă, uite, natura jobului meu înseamnă să lucrez cu multă suferință, lucrul ăsta va avea un impact asupra sănătății mele mentale. E nevoie de înțelegere și de precauție și de atenție. Ne uităm și la trecutul nostru, dar și la prezentul nostru, pentru că și el impactează sănătatea noastră mentală. Cu siguranță multe persoane pot să fie predispuse și cum ziceai tu, unele chiar vin din familii necreștine și apoi s-au convertit și au ajuns în spațiul evanghelic și poate nici nu știau că chestia asta poate să mă influențeze, dar nu e un dat faptul că poate să fie o predispoziție nu înseamnă că tu vei dezvolta probleme de sănătate mentală sau altceva. Și mă gândeam în timp ce vorbeai, mai ales că amândouă suntem însărcinate, dacă o mamă la început de drum află că este însărcinată cu o fetiță și vrea să schimbe așa tot parcursul ăsta, tot ce s-a scris înainte în viața ei, vrea să schimbe pentru fetița ei și vrea să înceapă chiar din viața intrauterină, de când este însărcinată, ce i-ai spune să facă ca să nu dea o predispoziție fetei ei către așa ceva? Acum, fie că, uite, vorbim de o femeie însărcinată cu băiețel sau fetiță, atenția față de ce influență dăm copilașului care se dezvoltă în cântecul nostru trebuie să fie la fel. Ce aș spune eu e că cum putem controla este în primul rând în cum ne aranjăm și cum ne punem prezentul și viața uite, zilnică. Una din marile recomandări și știu că e tare complicată și dificilă este să evităm stresul inutil noi avem o funcție autoreglatorie naturală dată de Dumnezeu în psihicul nostru și reușim să ne autoreglăm când factorii de stres sunt prea mari. Pe de altă parte, sunt zone pe care am putea să le controlăm și acolo să vedem ce am putea face în așa fel încât lucrul ăla să nu mi-afecteze mie corpul. Pentru că ce se întâmplă în corpul și în mintea mea, totul se răstrânge și asupra bebelușului care se dezvoltă în mine. Și atunci au atenție pe partea asta. Apoi, atenția vis-a-vis -vis de relații. Cu cât relațiile sunt mai sănătoase și mai bune, lucrul ăsta se va simți în sistemul meu interior și eu voi fi mai relaxată și îmi va fi mai bine. Lumea este un spațiu safe. Oamenii sunt de încredere. O să apelez și așa mai departe. Deci cu cât relațiile sunt mai safe, cu atât și bebelușul va, va simți lucrul ăsta. Sigur că vorbim de cei patru mari factori de îngrijire a sănătății psihice. Când vine vorba de alimentație, somn, stat pe afară și mișcare. Ăștia sunt cumva pilonii, dacă vrei, îngrijirii sănătății și stării mele de bine și a stării fiecărui individ. Și cu cât lucrurile astea sunt împlinite acolo, cu atât repet și bebelușul a simți lucrul ăsta. Deci aș spune grija față de sine, grija față de relații și apoi dezvoltarea obiceiului de a intra în contact cu povestea mea de viață și a relației cu sinele. Adică mama să fie un pic atentă și la viața interioră, la care e povestea vieții, ce s-a scris până acum, cât de mult îngroapă parte din povestea ei și nu e atentă la ce s-a scris acolo și cât de mult ajutor poate are ea nevoie, cât de multe lucruri nu le cunoaște despre ea și crede că le cunoaște. Pentru că ulterior viața cu noul bebe va scoate la suprafață tot felul de reacții și tot felul de lucruri. Băi, nici nu știam lucrul ăsta despre mine. De unde iese? De undeva iese? Deci preocuparea și a relației cu sinele, pentru că lucrul ăsta cumva cu cât e mai bine pusă în ordine relația asta, cu atât va fi un pilon de mare susținere a interacțiunii dintre mamă și bebe când va veni aici în lumea fizică. Cred că nu e neapărat ușor să facem toate lucrurile astea, este cu adevărat o provocare, dar dacă reușim să liniștim un pic și lucrurile din jurul nostru, o să reușim și să avem calmul ăsta în sarcină și poate și după, chiar dacă după, cum spui tu, ies la suprafață Mulți balauri, eu așa îi numesc, dar măcar știm să îi adresăm, o să i recunoaștem imediat că nu sunt de acolo, ceva îi ceva face să vină sus și trebuie să ne luptăm cu ei și să îi punem din nou la pământ. Am vorbit de partea asta de predispoziție, dar, de exemplu, lăsăm, să zicem, moștenirile generaționale, tot ce am adus din trecut, suntem în prezent, suntem fie mame, fie femei care își doresc să fie mame. În diferite sezoane ale vieții noastre, înțelegem că sănătatea mentală este importantă și ar trebui să ne preocupe, doar că parcă nu știu de unde să o apuc. La ce să mă uit, înspre ce să mă îndrept. Nu știu ce să fac. Și atunci, de unde putem începe? Ce ne influențează, în primul rând, sănătatea mentală și cum fac aceste influențe să ajungem în punctul acela în care cele mai multe dintre noi spunem nu mai pot. Ce ne face să nu mai putem pe noi în aici și acum. Și că povestea uite de revenirea la, la prezent este foarte important și un pic am atins da. și, și mai devreme. Atenția la ce se întâmplă în viața noastră. Pentru că în momentul în care nu mai putem, înseamnă că este un cumul de situații atât de dificile încât funcția asta pe care Dumnezeu ne-a dat-o de autoreglare și de autovindecare, așa cum se ne tăiem pe, pe mână și corpul își vede de treaba lui și cinci zile mai târziu nu mai avem rana, așa și din punct de vedere psihic. Avem funcția asta de autoreglare și ne luăm mângâierea, fie dintr-un apus de soare, dintr-un cuvânt bun și ne vindecăm. În momentul în care nu se mai întâmplă lucrul ăsta, înseamnă că sunt, repet, cumul ăla de situații atât de dificile, încât nu ne mai putem autoregla. Și aici, situația și plaja e, e diversă. Vorbim de fie de soț neimplicat, relații de cuplu dificile, absența unei relații de cuplu și așa mai departe. Sunt multe, multe lucruri care pot într-adevăr să ne tensioneze atât de mult și tensiunea psihică să fie atât de mare cât da să nu mai putem. Și la asta m-aș uita. Mai să văd un pic cum arată viața mea, ce contribuie la faptul că eu nu mai pot și, dacă găsim situații, le punem acolo pe foaie și le scriem, și apoi începem să căutăm un pic de ajutor. Pe de altă parte, mai e un aspect. Și la cabinet, cele mai multe dintre femei care vin și spun, bă, da, toate sunt bune. Și totuși eu nu sunt bine. N-aș putea să găsesc ceva ca din prezent, din ce se întâmplă acum, să provoace plânsul ăsta constant, starea asta în care mă aflu. Și atunci e nevoie de. Cunoașterea poveștii de viață, și aici e zona în care trebuie să identificăm trauma psihică, pentru că ce se întâmplă? La un moment dat e nevoie de ajutor de, nu știu, de nivel mai sus, de nivel 3, 4, 5. Practic, funcția aia autoreglatorii se duce și caută cât mai în spate. Una e să reglez că, uite, a căzut copilul și s-a lovit în genunchi, m-am speriat un pic, că e 5 minute mai târziu, deja, deja sunt bine. Dacă am un soț care vine acasă și, nu știu, mă -și signește constant, o soacră care face, nu știu ceva, o vecină și așa mai departe, deja ai nevoie de mai mult. Se duce și apelează la ceea ce am adunat noi ca predispoziție psihică. Și dacă acolo e un mediu dureros, e plin de rănie, nu e ordine. Aia evalua Și cu aia va veni, practic, ea din sacoșul și ce uite ce am găsit. Păi am găsit multă durere, mult haos. Cu asta vom întâmpina, din punct de vedere psihic, prezentul ăla. Și de-aia e nevoie de uh, curățat și de intrat cum. Și cumva de-aia și-am ajuns un punctul ăsta în care știința a dezvoltat și tipul ăsta de relație psihoterapeutică, în care să intri cu un om care știe cum se face și cum se intră în spațiu ăsta, ca să acordăm șansa spațiului psihic să se pună un pic în ordine, să vadă ce e de vindecat acolo, ca atunci când viața vine cu cumul ăsta de situații complicate, să pot să apelez la muniția de care ai nevoie și să fie ceva folositor. Dacă ar fi așa să rezumăm în câteva întrebări simple pe care putem să ni le adresăm ca să ne evaluăm sănătatea mentală, care ar fi acelea? Una foarte simplă și pe care eu o recomand, dar să fie făcută într-un spațiu tu cu tine, mă retrag un pic. 5 minute, 10, 15 și știu că uneori efectiv nu poți să găsești spațiul ăsta când sunt toți acasă, când mai vin și... Uneori e foarte dificil, dar aș provoca femeile să-și găsească mamele, indiferent cumva care e rolul pe care îl ai, să reuși să te retragi un pic, să iei o foaie goală de hârtie, să iei un pic și să scrii așa mare acolo cum sunt eu. Și să lași să vezi ce iese. Nu e nevoie cumva de o întrebare supra-sofisticată ca să reușim să intrăm în universul nostru interior și în intimitatea aia, eu cu foaie de hârtie, să văd ce cuvinte aș scrie. Și aș începe să zic, doamne, sunt efectiv deznădășită, nu-mi place nici asta, nici cealaltă, și să lăsăm să iasă cuvintele alea, pentru că în felul ăsta începem să cunoaștem universul nostru interior. Noi avem coping mecanism, mecanismele astea de coping care ne ajută pe noi să ne autoreglăm. Cineva ne-a jignit, respirăm adânc și ne purtăm frumos și nu răspundem pe măsură pentru că putem să facem lucrul ăsta. Dar cu cât e tot folosit mecanismul ăsta de coping, la un moment dat se adună acolo un spațiu interior pe care l-am tot acoperit și e nevoie să-l cunoaștem. Pentru că dacă nu îl luăm așa, uite, benevol, el o să iasă când ne așteptăm mai puțin. Și deci asta e una din recomandările mele. Hai să stai un pic tu cu tine într-un spațiu retras și răspunde la întrebarea asta. Cum sunt eu? Apoi pentru că e și pentru că vorbim cumva de latura asta noastră de ființe relaționale, eu aș spune să fie făcută și în relație cu cineva. Adică când îți pui întrebarea asta, cum sunt eu? Și răspunzi acolo colorat. Și spuneam mai devreme cu o sănătate mentală afectată, va scrie poate și lucruri care sunt un pic în dezacord cu realitatea. Și de-aia e bine, uite, să ne ducem și să o facem și în relație cu cineva și să ne asigurăm că e o relație sănătoasă. Pentru că, uite, eu pot să scriu acolo, of, simt că nu am nicio valoare, nu sunt bune de nimic, fie că sunt eu, fie că nu sunt eu, cam tot una e pentru cei din jurul meu. Și hai să încerc să mă duc lângă cineva și să spun, uite ce simt eu. Și cu siguranță cumva la un moment dat fiecare a trecut prin povestea asta și mi-a adus că am trecut eu printr-un astfel de episod și simțeam cu multul ăsta și în relație cu soțul meu și am zis uite cum mă simt s-a oprit cald și blând și a zis măi, hai să spun ce văd eu uite ce se vede în exterior, uite văd o mama implicată, uite văd o soție care e și așa mai departe și creierul meu s-a autoreglat să văd răspunsul unei alte persoane care îmi spune uite ce vede Deși partea asta e foarte, foarte importantă, pentru că ne ajută pe noi să vedem un pic mai clar și pentru o relație sănătoasă, avem o cumplianță mai mare la schimbare și la schimbarea în bine. Mă gândeam acum dacă este o persoană care efectiv zice că nu are nevoie să depună munca asta, că până la urmă e o muncă și să-ți pui întrebările alea, să-ți faci 10-15 minute pentru tine. Ok, poate aia ai mai ușor să găsești timpul cândva, dar partea dificilă aia mi se pare să stai cu foaia de hârtie goală, să pui întrebarea aia acolo și apoi să sapi în tine că efectiv trebuie să dai la o parte toate mușamalizările, toate artificiile pe care tu le-ai pus ca să maschezi ce nu e bine. Și dacă este cineva care zice eu nu am nicio problemă. Și totuși, în interiorul ei, sau dacă e să fie realistă cu sine, știe că are o problemă, doar că nu vrea să recunoască. Eu nu vreau să merg în spațiile alea dureroase, eu cred că sunt ok așa, nu o să am niciun beneficiu de pe urma acestei munci, mi se pare că desgrop morții, că îmi fac mai mult rău, o să trec prin procesul ăsta și poate copiii mei o să vadă și. Acum poate nu plâng toată ziua, dar dacă aș face munca asta, poate aș plânge toată ziua și n-aș putea să îmi țin sub control toate emoțiile. Acestea de necontrolat, ce ai spune unei femei care n-ar vrea să meargă pe drumul ăsta pentru că? Pe de o parte, nu vrea să recunoască, pe de altă parte, chiar cred că sunt persoane care atât de tare sau au sedimentat lucrurile acolo, că efectiv nu își mai dau seama că există o problemă. Sigur că ni se întâmplă și am trecut prin asta și cu oameni la cabinet. Mai întâi, m-aș uita cu respect și înțelegere față de o astfel de, de abordare a tratării lucrului cu sine. Da. M-a surprins ceva, scuză-mă. Faptul că omul a ajuns la tine la cabinet și totuși opune această rezistență. care e logica? Că e un paradox să ajungi la o ședință de psihoterapie și să nu vrei să vorbești. Asta e, mai pentru că oamenii sunt îndureroase și când intrăm în povestea lor de viață are tot sensul din lume. Și acum depinde și de spațiul în care ne aflăm. Acum la noi în, în, București, în zona asta, e foarte normalizată, uite, zona asta de a avea atenția către îngrijirea sinelui, de a merge la psihoterapie și așa mai departe. Și când, nu știu, mă simt obosită la serviciu, nu mai e în chef. Hai să mă duc un pic la terapie să văd ce mi-ar spune. Abordăm partea asta, dar după aici, uite, acolo să intrăm în partea asta, te rog. Deci chiar nu are rost, că eu sunt bine și ce spuneai tu mai devreme. Și atunci, sigur că da, sunt spații în care viața nu permite lucru mai adâncit, dacă vrei, a durerii personale. Și atunci, uneori, nu avem decât să respectăm partea asta, dar să existe un acord. Adică, eu le spun oamenilor: Uite, vreau să fii conștientă de partea asta, că e o ușă, acolo e o cameră în creierul tău și pe care tu, în mod benevol, ți-ai încuiat-o, dar ea este acolo. Și n-aș vrea să fii surprins atunci când nu mai ai energie să, sau când nu mai poți să. Pentru că avem acolo o cameră încuiată care ține niște lucruri despre care nici măcar nu știm ce e în camera respectivă. Și de aia sunt niște, uite, abordări când vine vorba de comportament și limbaj. Și dacă sunt femei în cazul ăsta care zic, băi nu cred că, sau nu vreau să intru acolo, hai să ne asumăm că e ceva, am închis, este ceva în creierul nostru, este ceva în lumea noastră interioară, care în mod benevol noi am ales să nu lucrăm. Dar în momentul în care oamenii încep să-mi zic, bă, dar tu ești cam, nu știu, prea ofuscată, tu parcă prea tot timpul ne înțepi. Sau începem să avem semnale relaționale, oamenii încep să spună anumite lucruri despre noi, să nu fim surprinse că trebuie să mergem la ușa aia, să începem să o descuiem un pic și poate doar un pic să ne uităm și să vedem ce se ascunde. Deci unul aș zice că respect partea asta, dar cu mențiunea că, uite, în mod benevol ai ales să nu intri. Și doi, rolul nostru, cumva, ca psihoterapeut este să intrăm și să stăm un pic în tensiunea asta, dar hai să vedem ce e acolo. În funcție de experiența de viață a fiecăruia, uite, când m-am dus la mama și am zis că îmi place de un băiat, mi-a tras vreo două și mi-a în viața ta să nu te aud, că tu ai 13 ani și n-ai voie să te gândești la așa ceva. Și atunci o astfel de femeie va fi, îi va fi cumva foarte greu e pentru că asocierea cu a dezvălui ceva nefuncțional din interiorul nostru e asociat cu atât de multă durere și rușine încât nu este la îndemână, adică capacitatea ei psihică nu duce așa ceva. Și atunci e nevoie să rescriem lucrul ăsta. Hai să-mi spui ce înseamnă să te enervezi sotul să și să-ți vină să-l dai afară de pe planetă. Hai să stăm un pic cu zona asta și să cum eu pot să fiu înțelegătoare, cum pot să arăt har și să intrăm ușor, ușor în zonele astea. nu e nu -i neapărat ușor, Oamenii vin cu niște lucruri grele, complicate. Cei care sunt mai puțin informați și nu știu să intre într-o astfel de discuție cumva cât mai, cât mai sănătos, hai să mă uite ce observăd că tu zici că mai degrabă nu ai intra. Hai să vorbim și cu cineva care știe cum să aporteze partea asta. Dacă nici aplecarea asta nu are persoana respectivă, psihologia spune să dezvoltăm o relație sănătoasă cu ea și să vedem ușor ușor, relațional dacă nu ajungem un punct în care ar putea să existe conectare și deschidere acolo. Dacă nu, în timp, viața ne forțează la un moment dat să adresăm și să intrăm în spațiul la complicat, pentru că vor fi cumul de situații, se adună, că nu e tot timpul covoroșul și nu tot timpul lucrurile merg bine și vom vedea că nu ne mai place cum reacționăm, ne mai place cum ne simțim, nu ne mai place cum ne comportăm și atunci. Probabil că vom intra și în zona e care nu ne-i atât de drag și la îndemână să intrăm. Tu ne-ai dat cadrul ăsta de cabinet, dar eu mă gândeam la femeile care n-au curajul să meargă către o ședință de psihoterapie și care poate în totul multul ăsta al rolului de mamă au ajuns și să se izoleze. Că de multe ori există și partea asta negativă, cumva i-aș spune, că te țin mult copiii în casă și zici că trebuie să le dai lor tot și nu mai poți să ieși la o cafea cu cineva, că na, e greu cu copiii. Și dacă este persoana asta care nu vrea să facă Pași către o relație terapeutică, s-a și izolat, nu are o persoană care să-i atragă neapărat atenția, poate are copii mai mari care încep să-i spună, mami, de ce țipi așa? Sau, mami, ai început să te comporți diferit. Dar, totuși, ea are, ea are mintea închisă, ea nu poate să depășească bariera asta. Pentru ea zice, da, voi mă enervați, voi faceți nu știu ce, voi v-ați schimbat, nu vă strângeți niciodată jucăriile, nu mă ascultați. Și atunci vina nu cade niciodată în spatele ei, ci cade tot pe cei din jurul ei. Cum face o femeie față, până la urmă, și crezi tu că poate ea de una singură să ajungă la conștientizare, să se trezească din amorțeala respectivă? O asta e o situație, aș spune așa, delicată, ca să nu spun complicată, pentru că cât timp nu avem complianța omului la intervenție, cât timp nu avem un, un pic de act de voință acolo, ne, ne e dificil. Pe de altă parte, cumva, rolul nostru al uh, terapiuților este să resuscităm și mușchiul ăsta al voinței și să vedem cum îl putem ajuta pe om să fie preocupat de binele propriu. Când vorbim de ce spuneai tu mai devreme, de o femeie atât de legată acolo în neputința ei, ce aș spune eu e că e nevoie de de multă smerenie să poți să te retragi tu un pic cu tine și să zici, Bă, uite, dacă mă uit la ziua de astăzi, copiii mi-au zis că sunt cam țipătoare. Soțul îmi zice că sunt cam amărâtă și să. și nu prea îmi place să colaborez. Nu știu, oamenii din biserică mă cam evit. Hai să văd ce se întâmplă. Ce e cu mine? Nu ne este ușor să ne uităm la intervenția noastră în relație și să vedem care e partea noastră, ce aducem noi în relație, pentru că Acum, noi vorbim și de generații care vin din parentaj critic, vin din spații psihice, cumva în prima parte a copilăriei lor și a existențelor, când s-a scris și s-a format sănătatea sa mentală, a fost foarte multă vinovăție, umilință, rușine, neputință. Și atunci să fiu un adult în relație cu fica mea adolescentă și să zic, stai un pic, că este și vina mea și eu fac ceva aici și este și parte din ce aduc eu în relația asta care contribuie la bunul mers al relației noastre e nevoie de, cum spuneam mai devreme, de, de sperinie. Pentru că aici ne adresăm cu precădere femeilor creștine. Eu aș spune, hai să ne apropiem un pic de Domnul Isus și să vedem cum am putea beneficia sau cum am putea să ne conectăm cu El și cu dragostea asta care efectiv ne Îngheață mintea când ne gândim cât de special ne-a iubit și cât de peste măsură de mult și ce a făcut când a venit și a zis, da, mă duc jos, mă fac unul ca ei, mă duc și mor la cruce și duc toată murdăria păcatului ei, păcatului meu și așa mai departe. Și să vedem cum ne putem pune acolo la rădăcina lucrurilor, dragostea asta mare și bună și frumoasă, ca să putem să spunem, da, sunt, uite, disfuncțional aici. Pentru că un lucru pe care aș vrea eu să-l înțelegem e că da, suntem păcătoși și suntem păcătoase. Păcatul meu afectează toți oamenii cu care intru eu în relație. Păcatul meu ca mamă va afecta relația mea cu fica mea, cu fiicele mele. Deci nu avem cum să scoatem lucrul ăsta din ecuație. Cu cât mă încăpățânez eu acolo și să zic că nu e adevărat, stai puțin că tu, că nu... Cu cât dăm vina pe celălalt, noi știm de unde a pornit dinamica asta. Ne uităm în primul capitol al Scripturii, vedem acolo dar am și, și știu că asta e natura mea, așa îmi vine mai degrabă. Bă, dar tu mai e enervat. Sigur că da, a fost un factor de mediu și am avut o reacție emoțională. Dar să mă uit cum aș putea îngriji sănătatea mea mentală în așa fel încât răspunsul să fie diferit. Eu de ce nu pot să duc într-un mod mai diferit? încăpățânarea fiicei mele adolescente, cuvintele dure ale fiului meu adolescent și așa mai departe. Deci, cumva, în dreptul unei astfel de mame, aș pune mai întâi multă, multă dragoste dinspre Domnul Isus. Uite că tu vorbești de un caz foarte izolat, relațional, pentru că în momentul în care lipsește elementul ăsta, nu avem complianța la da, mă, sunt și eu varză și vai de capul meu. Pentru că vrem să ținem un pic la noi și spunem, dar puțin, dar pe mine mă aude cineva, dar vede cineva că și mie mi este greu, că nu mai pot, că am făcut curățenie toată ziua și când intrați în casă nu se vede nimic. Și de-aia spune că e nevoie mai întâi de partea asta. Da, ascultându-te, mi-a venit din nou uh, toți exemple din astea de izolare și de... Aș zice de extremă, dar nu sunt de extremă, pentru că vorbesc cu foarte multe mame aflate la început de drum sau mame care au experiență și care se uită în urmă la anii începuturilor lor sau uh, fiecare început de an cu un nou bebeluș și cât de dificil e atunci și îmi dau seama că nu sunt niște extreme, pentru că la început de drum, când devii mamă, ajungi și să te izolezi, dar uneori și relația ta cu Dumnezeu scârție, pentru că nici nu ai timp, e și foarte, foarte multă oboseală acolo, multă lipsă de somn, încerci să îți uh, dai toată energia pentru copil să-l ții în viață, simți că ăsta e scopul tău uh, primordial și atunci uh, arare ori te mai uiți la tine sau să zici, cu adevărat am o problemă, nu m-am mai rugat de mult, n-am citit din Biblie. Foarte greu ajungi să conștientizezi partea asta și în contextul ăsta sunt curioasă dacă Sănătatea noastră spirituală degradată la un moment dat, adică neîntreținută mai degrabă, că și sănătatea spirituală e de fapt o relație între tine și Dumnezeu, și dacă nu menții relația aia, automat se răcesc lucrurile. Dacă sănătatea noastră spirituală, care nu mai e la fel de bună precum era înainte, poate să ne afecteze sănătatea mentală. Sunt astea cumva dependente, mai ales în cazul celor care credem în Isus Hristos și știm că El este Mântuitorul nostru? Sunt cumva dependente sau efectiv le putem separa? Acum depinde foarte mult cum definim sănătatea spirituală. Și tu ai spus că aici ne adresăm, uite, nouă celor din spațiul evanghelic, care definim sănătatea, uite, spirituală ca fiind relația profundă cu Dumnezeu și supunerea uh -huh. sub autoritatea scripturii. Uh, ce aș spune eu e că, și știu că e o graniță fină și vreau să fiu atentă când exprim lucrul ăsta pentru că se duce acolo în audel, n-aș spune că sunt dependente, dar că se influențează. Pentru că dacă ai să ne uităm la un eșantion de non-credincioși, găsim oameni sănătoși, mental echilibrați, neavând componenta asta a sănătății spirituale, ce spuneam mai devreme, relația cu Hristos și supunerea sub uh, autoritatea Scripturii. Și de-aia aș vrea să fac un pic diferențierea asta, că da, ele se pot influența. Sistemul de valori și de credințe ne influențează starea noastră de bine. Dacă eu cred că atunci când trece o pisică neagră prin fața mea, nu știu, am ghinion trei zile și găsim astfel de sunt cumva în spațiul românesc, eu voi începe să simt niște lucruri, și în trei zile voi fi urmărită de incidentul ăsta, pentru că așa cred. Și atunci sănătatea mea mentală va fi influențată. Găsim acum tot mai mult în recomandările de îngrijire psihică zona asta de relație cu Divinitatea, cu o forță cumva exterioară acolo. Și e o parte bună, în toată povestea asta, pentru că vedem că e nevoie cumva de o relație cu Dumnezeu. Noi ne referim la relația cu Dumnezeu. Și da. În funcție de spațiul evanghelic în care am crescut, de acolo ne vom lua mai degrabă, nu știu, vinovăție. Aoleu, l-am citit săptămâna asta, vai de capul meu, deci dacă vine Domnul Iisus acum, clar, mă duc în ea. Nici, nici nu se poate pune problema. Nu m-am rugat de 5 zile, pe păi ce înseamnă asta? Sigur, Dumnezeu deja pregătește pedeapsa. O împachetează și mi-o trimite El cumva. Și atunci lucrul ăsta va avea un impact asupra sănătății mele mentale. Repet, se influențează cu cât sunt mai bine cu Domnul Iisus, cu atâtea încredințările mele vor fi un pilon de susținere a sănătății mele mentale. Ce se întâmplă? Tu vorbeai mai devreme de un exemplu de mamă în primul ei an de uh, îngrijire a bebelușului, în care vorbim de extenuarea fizicului, biologicului nostru. Și aș vrea să fim foarte atenți și înțelepți când ne gândim și la forma de ajutor a unui astfel de caz, unui astfel de mămici. Pentru că ea este nedormită și noi spunem, păi citește Scriptura. Este nedrept. Deși este bine să citim Scriptura, n-aș vrea să scoatem lucrul ăsta din calcul. Dacă ea este nedormită, te rog, mergi și dori. Dacă ea n-a mâncat toată ziua, hai să-i dăm mai întâi să mănânce bine și să aibă și ea o, o masă nutritivă, și după aia biologicul ei se va redresa și va putea fi capabilă să se comporte cum a diferit și să ia, uite, parte din aroma lui Hristos să ia la pas arătarea roadelor Duhului Sfânt, dacă vrei, în, în comportamentul ei și așa mai departe. Deci, ne uităm foarte bine și la natura problemei. Dacă mi-e sete, mă duc și beau apă. Așa cum avem respect față de nevoile astea pe care le cunoaștem de foame, mâncat și mers la toaletă, așa și când vine vorba de îngrijirea unei mame epuizate, hai să-i dăm ce are nevoie, pentru că, uite, dacă ei, să ne uităm la exemplul lui Ilie, Dumnezeu stai puțin ia, dorm, mănâncă și după aia ne continuăm la emisiunea. Pentru că ne-a pus în trupul ăsta și trupul ăsta are nevoie de o anumită îngrijire ca să poată fi funcțional. Sigur că dacă o femeie mai cu cât suntem și nu vorbim doar de femei de individ în general, cu cât e mai echilibrat, cu atât va avea complianță la ce înseamnă trăirea vieții spirituale sau a fi un om cât mai în acord cu sănătosul și din punct de vedere psihologic cred că în exemplele astea pot să se regăsească și femeile care poate nu sunt mame, care poate acum sunt în alt sezon, sunt bunici sau doar au un job foarte solicitant, pentru că n-aș vrea să se simtă excluse. Oboseala voastră este validă, poți să fii obosit și dacă nu ai copii, dar eu cred că mamelor li se dă așa o doză de putere, de asta reușesc să facă față și abia după ce devii mamă îți dai seama cum se Simte oboseala aceea când ai copii, și că este oarecum diferită de oboseala dinainte de a avea copii. Dar orice oboseală care vine dintr-o muncă nobilă este validă în spațiul ăsta și din experiența ta de pe teren, din cabinet, că lucrezi foarte mult cu femei creștine din mediul evanghelic și așa, cum se simte elementul ăsta de credință în ideea în care ce impact simți tu că are? Crezi că o persoană care reușește să integreze viața spirituală în sănătatea mentală se recuperează mai repede, mai ușor, mai lin, mai uh, așezat, cumva, decât uh, o persoană care exclude efectiv uh, lucrul ăsta. Of, e o întrebare grea și <laughs> parcă cumva mă ferem de ea, dar mă bucur că ai adresat-o, pentru că experiența e de ambele părți. Acum noi vorbim și mă bucur tare mult să văd acum în spațiu evanghelic că există o înțelegere sănătoasă și tot mai sănătoasă a Scripturii și s-a renunțat la învinovățire și la, aș spune eu, spațiul la toxic și la manipularea spirituală de care am tot avut noi parte și acum parcă ușor, ușor se renunță la, la abordarea asta. Pentru că oamenii care ajung în cabinet, femeile care ajung în cabinet, sunt din spațiul ăsta în care relația cu Hristos, Evanghelia a fost le-au fost cumva prezentate sub o formă tare tiranică și răutăcioasă. Și, și vorbim de femei cumva care îl iubesc sincer pe Domnul Isus și vor. Dar pentru că experiența emoțională prezentarea cu prezentarea lui Dumnezeu, experiența emoțională cu Isus Hristos este atât de dureroasă. Deci eu am oameni credincioși care vin și zic, măi, uite, știu, de aia te-am ales pentru că ești tu, dar n-aș vrea să vorbim despre asta. Nu știu, efectiv vreau doar să fii strict psiholog. Și sunt multe. Vin altele, vin non-credincioase, adică femei din spațiu în care nu au o relație neapărat cu, cu Dumnezeu în forma pe care o avem noi, evangelicii și recuperarea lor este, aș spune, mai rapidă. Și la începutul intrării uh, mele în profesie am fost foarte tulburată să văd tot felul de experiențe din zona asta. Acum ce aș spune eu? o înțelegere corectă a lui Hristos și a lui Dumnezeu este un pilon foarte mare de susținere a sănătății noastre mentale. Eu cred că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și el face diferența în modul cum noi privim și abordăm psihic viața. Dar în momentul în care nu este înțeles corect și este, păi, da' stai, că nu de la ne au zis așa, păi cum că invers, atunci oamenii nu au progres, dacă vrei recuperare, că mă întrebai tu, atât de rapidă cum ne-am dorit noi. Și da, acolo, repet, unde vorbim de înțelegere corectă a scripturii, recuperarea este. Noi ne ferim să vă folosim termenul ăsta rapid și repede pentru că nu se întâmplă. Pentru că, repet, ce avem noi în cabinet sunt oameni care sunt mai încercați și cumul de dificultăți sunt mai dificile. E vorba și de multă traumă psihică acolo și atunci ai nevoie să o înceți și la pas și să nu grăbim procesul ăsta. Credința aduce alinare și refugiu. Și cu cât noi credem că Dumnezeu este acolo și ne ajută, lucrul ăsta îți dă putere când treci, nu știu, prin uite, copilul tău diagnosticat cu cancer, soțul tău tocmai a decedat. Adică vorbim de niște situații foarte complicate și dacă tu crezi și ați a fost prezentat corect și relația este adâncă, lucrul ăsta poate fi alinare și refugiu. Dar nu înseamnă că nu treci prin tot ce înseamnă paleta de emoții și de circunstanțe care presupune cumva trecerea prin astfel de situații complicate. Și ca să exemplific un pic, mi-aduc aminte că era Lidi, fetița mea cea mare, mai mică, ea, acum cred că vreo 2 ani, și se pregătea de un concurs de pian și urma să intri pe scenă, era super emoționată și ei seteau participanții urând mai în față, vine în spate la mine și îmi zice, mami, mami, te rog frumos, repede dăm telefonul că vreau să caut partitura, că nu avea voie să meargă cu partituri la concurs. Și zic, păi ce s-a întâmplat? Păi nu mai îmi amintesc măsura, nu știu care, nu mă pricep la limbajul muzical. Și zic, stai puțin, tu ai repetat de atâtea ori și știi foarte bine piesa. Dar nu, nu, nu fii, atentă, deci chiar nu mi-amintesc. Știi că acum ești foarte emoționată, ești foarte stresată, e normal să nu-ți amintești, dar fii liniștită, tu ai repetat așa de multe ori și eu cred că acolo în mintea ta este toată partitura. Și asta a uitat la mine și m-a întrebat, dar chiar crezi asta? Și zis, da, cred, dacă te-ai muncit, ai repetat de peste 100 de ori. Și a uitat la mine și a zis, bine, și a plecat. Ce m -a mustrat pe mine și m-a ubilit așa în toată atitudinea asta, a fost când i-a zis, da, tu crezi asta? Eu am zis, a zis, bine. Și a avut încredere ce am zis eu și s-a dus și a făcut o treabă super bună. Cumva asta e, spune ceva despre natura relației și asta e ce trebuie să vânăm și să căutăm și noi în relația noastră cu Dumnezeu, să avem așa de mare încredere încât El când ne zice, mă, o să fiu cu tine, și știu că e colorată suferința, și e grea, și e complicată. Și sunt femei care zic, mă, dar cum să fie cu mine când uite câte mi s-au întâmplat? Dacă alegem și putem să credem lucrul ăsta, ne e un pic mai ușor. Nu înseamnă că suferința devine ușoară, ci e mai ușor de dus. Partea asta de abuz spiritual, sau nu știu cum îl putem numi, cred că îl putem numi așa, când de la învoane nu se predică scriptura, ci se predică ce crede X și Y și are un impact asupra noastră și acum, în timp, ajungem să ne dăm seama, e o problemă. Dar ce văd eu acum e că nu trebuie să punem doar în spatele predicatorilor. Este un parcurs pe care trebuie să-l avem noi în mod independent, să luăm scriptura, să studiem. Într-adevăr, e mult mai mult de muncă decât să stai să-l asculți pe fratele X sau Y de la Anvon Trebuie să iei tu scriptura cu mâna ta, să zici ok. Ce a zis, e bine? Nu e bine. E conform scripturii? Nu este conform scripturii și atunci treci printr-un proces terapeutic cu Biblia și te descotorosești de toate încredințările altora și cred că abia după aceea poți să îl vezi pe Hristos așa cum este El de fapt și să să faci pași ca să reclădești relația cu el dacă ai trecut printr-un abuz de genul acesta. Și atunci și înțeleg de ce unii nu vor să discute deloc sau poate la început despre lucrul ăsta vor să excludă cu totul, sau de ce alții încă vor să nu piardă elementul ăsta de credință din procesul terapeutic, hai să mergem un pic către partea de simptome și de semne. Că am vorbit ce e sănătatea mentală, de ce este importantă, am, am văzut un pic și anumite cadre în care poate să apară, dar poate n-am zis așa. Pe nume, ce semne, cum ies la suprafață balaurii ăștia, dacă nu i-am tratat și nu, nu ne-am îngrijit de mintea și de inima noastră la timpul potrivit. Cum spuneam mai devreme, și din răspunsul la întrebarea aia, cum sunt, încep să văd ce se ascunde în mine. Pe de altă parte, da, sunt niște semne și simptome pe care noi le punem acolo într-o listuță și le spunem oamenilor, hai să treci un pic prin ea și să vezi. Ce bifezi, ce nu, și cam care ar fi, care s-ar potrivi cu povestea ta de viață. Pentru că vorbim de femei și pentru că noi abordăm în, în sens așa mai sensibil lumea și viața, unul din lucrurile cel mai des întâlnite de mine și în cabinet, dar și ca om în societate și în, uite, în viața bisericii, unul din primele lucruri la care aș vrea să fiu atentă și să mă uit și vă provoc să vă uitați, este să vedeți dacă începe un pic sensul și semnificația să vă fie afectate. Parcă nu cred că mai am niciun rost. Sau nu e prea mare, nu mare lucru că eu sunt aici sau nu. Ce fac eu? Păi eu nu știu. Sunt mamă. Mare lucru. Sunt casnică. Și cu cât avem abordarea asta în descrierea noastră, cu atât sinele începe să fie afectat. Pentru că suntem creați cu nevoia naturală și normală de a avea sens și semnificație, de a fi folositori. Că de aia și suntem chemați ca și creștini să slujim cu talentul nostru care ne l-a dat și prin el noi avem sensul ăsta și semnificația și ne place, avem iz și zvâc pentru viață. La lucrul ăsta aș vrea să mă uit când vorbim vorba de femei. Un alt lucru sunt uh, sentimentele astea puternice de vinovăție. Mă simt vinovată că eu nu sunt atât de organizată ca mama aia care o văd pe Instagram. Eu nu pun jucăriile pe culori și nu le asortez în modul cum ne e prezentat acum și încep tot mai des să simt senzația asta de vinovăție și parcă nu, nimic din ce fac nu i bine și are loc în mintea mea senzația asta, începem să îi acordăm atenție. Să nu mai vorbesc de ideea asta de mă simt fără speranță, neajutorat. Sau un lucru foarte greu, și aici deja intrăm cumva un pic pe, terenul depresii. simt că nimic nu mai contează orice ar face, că copiii sunt sănătoși sau nu pentru mine. Nu nu simt nimic. Și lucrul ăsta e atât de des întâlnit, mai des decât am putea noi și suntem gata să acceptăm. Un lucru dificil, cumva, și pe care l-am tot întâlnit și am fost foarte îndurerată în, la începutul lucrului meu cu, cu femeile din spațiul evanghelic. Ah, și e complicat să-l spun, dar cumva e ideea asta de a contempla moartea. Și cumva, în spațiul evanghelic, e un, un soi. Aproape lăudabil și onorabil, uf, abia aștept să vină Domnul. nu cam așa, o spunem. Doamne, dar vin o azi și ia-mă nu mai pot. Hmm. Mai auzim lucrul ăsta și parcă îmi spera ce trebuie. Drău... Și da, vrem să ne întâlnim cu Hristos și abia așteptăm revederea asta. Dar, dar cu cât viața ne îngreunează și parcă nu ne gândim tot mai des, Doamne, dacă ai venit, mai scăpat de tot necazul ăsta. Și contemplăm ideea morții în moartea tot mai des. E tare. Așa de codroșu, pentru că următorul pas este contemplarea suicidului. Și știu că se vorbește și nu prea în spațiul evanghelic despre asta, dar e atât de des întâlnită, deci se frânge inima și mi se frânge inima să văd câte din femeile din biserică, cele care stăm și lăudăm pe Domnul împreună, din cauza neputințelor se duc acasă și sunt în spațiul ăsta. Deci, dacă vezi că în limbajul tău, în exprimarea ta există și parte din termenii ăștia, hai să fii atentă. Spuneai și tu mai devreme și aș vrea să fie foarte bine, așa, structurat în mintea lor ideea asta de izolare. Sigur că sunt spații în viață când nu avem altfel cum. Avem copii mici, nu pot să mă duc cu unul de două luni peste tot. Și asta are sens și e normal să acționăm așa. Dar dacă copiii îmi permit, aș putea să mă duc, de dar mai degrabă aleg să nu, atunci deja vorbim de un semn și un simptom al unei sănătăți mentale care începe să intre un pic la apă. Și hai să fim atente și, și la asta. Mai vorbim de energie puțină, de prea multă oboseală sau prea multă energie. Nu pot concentra, nu pot să fac nimic. Totul e de aval în casa mea. Și astea sunt semne și simptome la care aș vrea să fiu atentă. Și lista este lungă, dar astea mi se pare mie mai comune, dar mai sunt și altele. Da, astea sunt niște, tot niște lucruri la care noi cumva trebuie să medităm, să le analizăm. Și uite, acum că tu ni le-ai dat așa cu listuța, cu punctulețe, e mult mai ușor să zicem, ok, trec prin sens și semnificație, care de fapt este identitatea mea. Și simt și am văzut că de multe ori Azi zice că diavolul întotdeauna acolo merge, la identitate, că nu, tu nu ești bună de nimic, tu oricum nu aduci nimic bun, nu contribui cu nimic și așa mai departe. Și dacă te-a atacat acolo, după aceea celelalte lucruri parcă se duc în jos de la sine, nici nu mai reușești să le ții sub control. Lucrurile astea cu punctuleți și așa sunt foarte bune eu au, wow. dar eu mă gândesc din nou la emoțiile astea care explodează că pe astea le vedem și pe astea le văd la multe mame ți-am povestit și că am făcut de curând un episod despre mânie și răspunsul a fost n a zice surprinzător că am zis dacă eu mă lupt cu asta, cu siguranță trebuie să mai fie și alte mame, mi-aș fi dorit cumva să fiu singura, să zic Ok, doar copilul meu a trecut prin asta. Ceilalți au fost scutiți să aibă o mamă care mai țipă și are anumite ieșiri. Dar n-a fost așa. Și ce se întâmplă în momentul în care toate emoțiile astea puternice ies la suprafață și nu doar că ne atacă pe noi, că noi avem impresia că ne scuturăm de tot ce simțim, dacă strigăm, dacă ne vărsăm mânia pe altcineva, dacă spunem un cuvânt urât, dacă aruncăm vorba înapoi sau chiar și acționăm fizic într-un fel sau altul, în ce mod afectează emoțiile astea interiorul nostru, dar mai ales pe cei din exteriorul nostru. Barometru cumva după care analizăm este relația. Dacă, uite, sunt în relație cu copilul meu, în relație cu soțul meu, în relație cu oamenii din biserică, cu cei de la serviciu și așa mai departe, urmărim un pic să vedem cam care e temperatura, cât de mult afectez, cât de mult mi se pare mie că parcă ceva nu e în regulă. E nevoie, într-adevăr, de zona asta de introspecție, nu prea avem cum să evoluăm, dacă nu avem dezvoltată latura asta. Și eu cred că tu faci o treabă absolut extraordinară prin faptul că, uite, te preocupă grijirea femeilor și duci, ții dacă vrei, prin podcastul tău. Tocmai e ca ele să fie conștiente cum ce se întâmplă, ce fac? E bine să meditez. La sfârșit de săptămână, la sfârșit de lună, din când în când să mă uit un pic ce se întâmplă în comportamentul meu. Tot cumul ăsta de emoții, intensitatea emoțiilor, spune ceva despre mine. Acum, ce aș spune eu? Faptul că am explodat la un moment dat. Sigur că da, spune că atunci am fost, a fost luată prin surprindere și sunt diferite situații cumva și putere psihică care fac să aibă sens reacția noastră. Lucrul la care mă uit este frecvența cu care se întâmplă lucrurile astea. Dacă mai degrabă eu sunt o mamă care țipă, dacă mai degrabă eu sunt plină de amărăciune, dacă mai degrabă sunt tristă, dacă mai degrabă sunt așa decât invers, hai să vedem cum aș putea să mă ajut. Poate că, nu știu, ceea ce am spus eu în listuța de mai devreme nu se aplică, dar hai să mă uit la mine, uite-mă uit săptămâna asta, cum am fost eu am fost mai degrabă țipătoare, cum am fost mai degrabă neliniștită, am fost mai degrabă anxioasă, n-am avut încredere, nu am putut să mă încred în Dumnezeu în povestea asta, am fost dată peste cap. Lucrurile alea spun ceva despre mine. Un lucru foarte, foarte important pe care n-aș vrea să l uităm și să-l uit în al menționa este că este corect că în funcție de factorul de mediu eu să am o reacție emoțională. Nu ne așteptăm că, uite, dacă copilul a făcut, nici nu știu, a cana. E normal să simt ceva în interiorul meu. Dar cum spuneam și mai la început, cum mă comport și cum răspund la lucru, la senzația emoțională pe care o am, face toată diferența. Deci să ne simțim într-un anumit fel, are tot sensul din lume. Eu o fereastră între stimul și răspuns. Am fost stimulată de ceva din exterior, de copil, de soț și așa mai departe, de colegi de la muncă. Am o fereastră în care eu înregistrez, simt ce mi s-a întâmplat și apoi mă duc și răspund. Și cum răspund, bazat pe ce s-a întâmplat acolo în spațiul ăla, între simul și răspuns, spune ceva despre mine. Și noi avem un radar interior. Noi în spațiul el spune că avem vocea Duhului Sfânt, avem partea asta care ne... noi simțim, știm când ceva este în neregulă și ar vrea să ne bazăm pe lucrul ăla și să-l explorăm, să fim curioase ce ne spunem. Uneori vocea asta este antrenată și într-o direcție mai puțin plăcută. Duhul Sfânt face o treabă corectă și bună până la capăt, dar vorbeam mai devreme un pic de manipularea asta spirituală și am învățat să lăsăm ca vocea asta să fie să aibă și niște nuanțe în dezacord cu Scriptura. Dar aș vrea să fim curioase. Mă, eu cum mă simt în relație cu soțul meu? Simt că sunt o soție bună. Cum mă simt în relație cu colegele mele, cu prietenele mele? Și, repet, nu prea putem, fără să nu ne întrebăm lucrul ăsta, sau să nu fim atente, psihoconștientizarea. Cunoașterea ne dă control. Ceea ce faci tu ajuți la cunoaștere. Și femeile aud, informația asta. Hai să vedem cum putem cunoaște cât mai multe despre noi, despre reacțiile noastre și cum putem avea control, cum putem clădi în direcția asta ca ușor-ușor comportamentul nostru să aibă cât mai mult aroma lui Hristos și cum putem avea controlul, că trebuie să ajungem și la partea asta de soluții și de strategii, că nu putem doar să vorbim despre problemă, că am spus că le dăm și soluții. Eu sunt așa foarte focusată pe partea asta de mămicie, că acolo acolo e pâinea mea acum și de asta mi-e puțin mai dificil, dar aș vrea să mergem pe spectrul tuturor rolurilor pe care le are o femeie, așa cum tu ai menționat și în relația cu soțul și în relația cu colegii de la muncă sau poate dacă este singură și este în așteptarea unui partener, cred că și acolo vin emoții multe în procesul ăsta de așteptare. Ce putem noi implementa așa foarte rapid? Aș zice fără ajutorul unui, unui psihoterapeut în primă instanță, ca să ne redresăm măcar puțin uh, sănătatea mentală. Și mă bucur foarte mult că ai menționat asta. Fără ajutorul unui psihoterapeut, pentru că n-aș vrea să se înțeleagă că ajutorul sănătății noastre mentale vine doar din direcția asta. Este un element pe care unii dintre noi, în călătoria a recuperării sănătății noastre mentale, îl folosim și de care avem nevoie, dar nu este imperios necesar unei sănătăți mentale corecte. Nu trebuie să ajungă neapărat toată lumea la, la terapie, deși eu recomand, chiar și acolo unde nu simțim că suntem neapărat într-o zonă de disconfort, ajută să mergi așa la o mentenanță, dar asta e o, o părere personală. Legat de strategii rapide, și știu că vrem lucruri rapide, pentru că e normal până la urmă, vrem să ne fie bine, doar că în unele cazuri partea asta cu repede nu se poate. Și e nevoie de răbdare și de timp ca unele lucruri să se schimbe. Și vreau să menționez lucrul ăsta, tocmai pentru ca unele femei să nu fie descurajate, că parcă la ele mă nimic nu funcționează. Am auzit în podcasturile lui, eram, uite să fac aia și aia, și parcă la mine nu merge nimic. N-aș vrea să fie descurajate. E nevoie să ne ținem de lucrul ăla de care am crezut noi și credem că e bun pentru recuperarea sănătății noastre mentale. Poate să ne ținem un an de zile, 2, 3, 5. La altele funcționează din prima lună. În funcție de, repet, universul nostru interior și toată povestea noastră psihică și a formării minții noastre, unele lucruri pur și simplu e nevoie de perseverență și... un lucru ăsta tocmai ca să nu fie descurajate și zic, a, păi am încercat și nu funcționează. Hai să mai mergem un pic. Acum, legat de strategii, depinde foarte mult și de natura problemei, dacă vrei, cu care ne confruntăm. Pentru că ce se întâmplă? Într-un fel, acționăm dacă vorbim de depresie, de anxietate, de schizofrenie, de tulburare bipolară, altfel dacă vorbim de tulburări de personalitate, de alimentație, altfel dacă vorbim de o descurajare naturală după, nu știu, un eveniment care însă s-a întâmplat în familie, despre tristețe. Deci, e un ajutor specific în funcție de natura problemei. Pe de altă parte sunt niște elemente comune, niște strategii din astea, elemente de ajutor pe care noi le putem folosi ca într-adevăr să îmbunătățim și să întreținem uh, mintea noastră într-o zonă cât mai sănătoasă. Unul din primele lucruri pe care le recomand eu este să vorbim cu cineva și să vorbești cu cineva. Și știu că asta înseamnă să ieșim din zona de confort. Doar că ce vreau să spun aici și aș vrea să, să simte cumva căldura și înțelegerea femeile care ascultă asta, e că e nevoie și de protejarea intimității și că trebuie să ne alegem cu mult înțelepciune și oamenii cu care vorbim, pentru că, da, într-un fel voi vorbi cu persoana pe care mi-o aleg să mă ajute, că mă uite, nu știu, eu nu reușesc să spăl vasele, hai să vedem cum ajutați. Asta pot să întreb și la grupul de casă și la întâlnirea cu sorului, că nu mi-e atât de ușor. Dar dacă mă confrunt cu porn și masturbare, atunci e nevoie de un pic mai multă atenție. Dacă mă confrunt cu țipatul la copii, hai că, uite, ne e mai ușor. Dar dacă mă confrunt cu infidelitatea? Și de aia și când vorbim de strategii, unii din prime pași ăsta să vorbim cu cineva, dar să avem grijă și cu cine. Pentru că respectarea confidențialității, persoana aia care ne ajută să poată să fie înțelegătoare și să propună cumva un Sistem din ăsta complex de intervenție și de ajutor cât mai în acord și cât mai sănătos în funcție de natura problemei. Deci ăsta e unul din, din primii pași și, repet, în funcție de unde suntem și cu ce ne confruntăm, alegem și omul care ne ajută. Un alt lucru tare greoi, mai ales în spațiul evanghelic, este să ne tratăm cu bunătate și respect pe noi, ca indivizi. Și poate părea parcă așa la îndemână, că mă, hai că noi suntem credincioși, știm că nu vorbim urâtnic, dar foarte des întâlnit. Și acum nu e nevoie să avem oameni în cabinet ca să știm că și să nu fie auzit, ai lasă ce atât, lasă că eu pot îndur, nu contează ce simt, lasă că eu duc, mi-a dat Domnul putere, eu sunt puternică, ce deci mă deranjează pe mine că... Și atunci învățăm să vorbim cu noi ca și când nu. Contează neapărat ce s-a pus în farfuria noastră, ce ni s-a pus în, în sacoșă din relația cu grupul și comunitatea. Și învățăm un anumit tip de psihoabordare a noastră. Și acolo aș vrea să fim atente. O strategie este să încep eu să mă uit la mine și zic, mă nu să-mi zic, ai mâncat ca un mu astăzi, hai să încerc să vedem cum aș putea să Mie mi s-a părut că, nu știu, mănânci un pic cam mult, zis, cum aș putea să te ajut omulețule din interior, dragă, eu. Și știu că e tare complicată zona asta îngrijirea sine sinelui în spațiul evanghelic și oamenii sunt mai degrabă reticenți de frică să nu te anegui și așa mai departe. Un psihic echilibrat va da echilibru în relațiile cu sine și în relațiile cu el. Adică cât îmi îngrijesc mai bine sinele, cu atât va fi stare de bine. Nu să fie zona din asta de disfuncționalitate pentru că nu asta face un psihic bine îngrijit. Sunt astea, acum uite, să vorbim cu cineva, atenție cu cine vorbim, să ne tratăm cu bunătate și respect. Și un alt lucru este, așa, astea treilea aș spune eu că sunt super esențiale, este să stabilim niște obiective realiste pentru perioada în care ne aflăm. Mai ales în societatea în care ne aflăm. Pentru că nu vreau să lovesc în nimeni, dar uite, sunt partea asta cu influencerițele și cu tot ce facem noi pe Instagram acolo. Să luăm exemplul meu. Dacă eu urmăresc 10 mame care au talanți diferiți, una se pricepe să-și aranjeze jucările, una să facă cele mai fascinante rețete, cealaltă să-și aranjeze casa într-un mod impecabil, cealaltă să-și aranjeze copiii. Și mie Dumnezeu mi-a dat numai talentul de a de le citi povești. Le văd pe toate cele și vreau și eu să funcționez la capacitate maximă în funcție de talentul celorlalte femei. Nu vreau să fie cumva un manifest pentru hai să nu progresăm și să nu devenim cumva cât mai organizate și mai bine implicate în casa noastră, dar hai să ne stabilim obiective realiste, pentru că cât adunăm tot mai multe de făcut și trebuie să fiu și eu ca toate cele 10 pe care le urmăresc, asta înseamnă multă tensiune psihică și dezechilibrăm puterea noastră interioară. Hai să mă uit la mine, să văd ce pot să fac în perioada asta, când am, nu știu, 3-5 copii acasă, când sunt copii adolescenți și de-a reușesc să le fac o mâncare caldă și de-a reușesc să schimb trei vorbe cu ei, nu pot să le fac pe toate celelalte 50. Și să fim realiste, și noi, cu domnul Isus la pas, în activitatea și în zona din viață în care ne aflăm. Spuneam și mai devreme, sunt elementele alea patru de întreținerea sănătății noastre psihice, sportul, statul de afară, mâncatul sănătos și somn. Și știu că nu în anumite zone au unei tulburări din spectrul sănătății mentale și să mă ridic din pată, este greu și să mă duc să-mi gătesc ceva mai bine, dau comandă de undeva și mâncăm nesănătos și așa mai departe sau nu la fel de bogat nutritiv. Sunt perioade și perioade, dar măcar să avem elementele astea patru mereu în minte, pentru că cu cât punem acolo informație corectă, neocortecul nostru reacționează. Și băi, eu știu că e mai bine să mănânci un măr decât o eugenie. Hai să vedem cum am putea să ne ducem în direcția asta. Îmi place, ne-ai dat multe strategii, mulți pași pe care putem să îi facem. Nu neapărat uh, ușor și rapiți, dar uh, cred că avem de unde să începem. Să spunem că avem o înțelegere corectă a Scripturii și a rugăciunii și a ceea ce este Hristos pentru noi și a ce a făcut El pentru noi, cum putem integra în tot... Uh, procesul acesta de vindecare mentală, rugăciunea, citirea scripturii și poate chiar comunitatea evanghelică. Fie că avem curaj să le spunem sau ținem totul încă ascuns așa pentru noi. E tot mai fascinant pentru mine să văd în recomandările de îngrijire psihică este recomandată rugăciunea, pentru că se pare că ajută la reducerea nivelului de stres și anxietate. Și că prin concentrarea asupra acestei forțe exterioare, grijulii și așa mai departe, noi ne simțim mai liniștiți și mai cali. Asta e ce găsim în recomandările dinspre intervenția sa laică. Și a fost tare, fain, și mă bucur să văd că, uite, se recunoaște cumva și din unghiul ăsta al științei că există un beneficiu când vine vorba de sănătate mentală. Acum, noi, ca și credincioși, știm efectul benefic și vindecător al rugăciunii pentru că ne apropie de Hristos. Și rugăciune înseamnă, de fapt, conversație și să vorbim cu cineva. Și prinde cele două mari elemente pe care le tot propune psihologia, comunicare și vulnerabilizare. În momentul în care, într-o relație, putem să avem elementele astea două, înseamnă apropiere, înseamnă cunoaștere, înseamnă stare de bine. Și cu cât relația cu Hristos înseamnă stare de bine pentru noi, lucrul ăsta va constitui un pilon de susținere, repet, a sănătății minții noastre și duce mai ușor tot ce ne este îngăduit și toată povara pe care o avem de dus în anumite zone ale existenței noastre. Deci, da, rugăciunea este utilă, folositoare, din unghiul de sănătății mentale, când vorbim despre sănătatea spirituală cu atât mai mult. Pe de altă parte, mai e și aici un, un paragraf așa pe care aș vrea să-l să -l atingem. Pentru că sunt și sunt unele dintre ele care zic nu funcționează. Nu merge. Nu pot să ies după ușă, sunt plină de frică, mă rog, și nu funcționează. Nu merge. Oamenii au lucruri atât de grele de spus și noi nu știm să stăm cu lucrurile respective. Sigur, mai lasă-mă cu rugăciunea. Efectiv, nu funcționează să nu mai aud de treaba asta. Și vreau să știm lucrul ăsta despre noi. Dacă eu pot să stau cu un om aflat într-o astfel de perioadă sau dacă nu. Și dacă văd că mai degrabă nu, mintea mea nu suportă să audă pe cineva spunând lucrul ăsta, îi spui, uite, eu aud asta de la tine, nu știu să te ajut, dar uite, știu eu pe cineva care cred că te-ar putea ajuta. E o treabă grea și tensionantă și dificilă să stai ca și credincios, cu un alt credincios care zice tot felul de lucruri din astea greu de auzit, și vreau să menționez lucrul ăsta pentru că sunt convinsă că sunt mame care trec și pe aici, în funcție de situația în care se află, și doar să nu renunțe, și să, ci să persevereze în a căuta ajutorul, că la un moment dat se va găsi cineva care va reuși să stea cu ele în spațiul ăsta greoi și treptat să aducem zona de vindecare și distorsiunea asta cognitivă, adică în adevărul ăsta că rugăciunea nu funcționează, să putem să-l spargem de acolo și să termină din nou cumva adevărul lui Hristos. Legat de citirea Scripturii e cam aceeași poveste. Cum spuneam mai devreme, eu cred că Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și că face diferența în calitatea vieții noastre spirituale și în maturizarea noastră ca și creștini. Și uneori lucrul ăsta mi este o provocare foarte mare în lucrul la cabinet, pentru că, și cum ziceam despre rugăciuni, oamenii vin și spun la fel și despre citirea Scripturii. Nu merge. Degeaba am spui aceeași poveste. Încercăm să-i îndreptăm pe oameni către cineva care ar putea ajuta. Dar faptul că la ei nu merge nu înseamnă că excludem adevărul ăsta. Faptul că în povestea lor de viață, în momentul ăla, în perioada ei din viață, citirea Scripturii nu funcționează, nu înseamnă că eu nu trebuie să mai cred asta. Și și în perioada mea de suferință, când se pare că nu funcționează citirea Scripturii, e o provocare să rămânem în spațiul a cognitiv în care să continuăm să credem. Măi, eu știu că. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este adevărată și știu adevărul ăsta. Trebuie să fac cumva să ajungă mintea mea din nou în locul ăla, dacă sunt credincios și dacă îl iubesc pe Dumnezeu. Ușor, ușor, treptat să încercăm să navigăm, să ajungem din nou în spațiul. ăla. Nu e neapărat ușor, nu e dificil, eu am tot dragul, tot respectul și toată gânduița pentru oamenii care sunt în spațiu ăsta greoi, care zic nu e adevărat, nu merge e ok, stăm acolo, încercăm să reabilităm și să reechilibrăm mintea aia, ca ușor, ușor să ajungă din nou în spațiu în care vă zic uite, funcționează. Legat de comunitatea evanghelică, suntem ființe relaționale, deci avem nevoie de relații. Teologia insistă că acolo ne vindecăm în relații. Dumnezeu s-a uitat la om și a zis că nu-i bine să fie singur, avem recomandarea clară să nu părăsim trupul lui Hristos, adunarea, ci să rămânem acolo, deci clar avem nevoie unii de alții, deci cu cât mai mult, cu atât mai bine și cu cât sunt relații de calitate, cu atât mai mult. Elementele astea trei, că mai întreba de ele, rugăciunea, citirea scripturii, comunitatea evanghelică, sunt și pot să fie de ajutor. Cu respect și cu nota asta de subsol că uneori, în parcursul suferinței noastre și acumului de situații care afectează sănătatea noastră mentală, uneori s-ar putea să nu funcționeze la noi, dar nu înseamnă că ele nu funcționează înseamnă că se exclud reciproc, ci că e nevoie de muncă, cum spuneam mai devreme, să navigăm din nou spre zona în care vedeam și știam că funcționează. Și ce e încurajator, ce am mai văzut, că am mai auzit și eu și am trăit și pe propria piele, cred că am mai spus-o în podcast, nu ar fi o noutate. Am simțit și eu că rugăciunea și scriptura nu ar funcționa. Doar că atât de închistată mi era mintea și așa de negru mi se părea totul încât nimic nu funcționa de fapt. Nici eu nu funcționam în parametrii normali, dar după ce a început să se dea așa vălul de pe ochi și de pe față, am început să văd că problema era la mine, Rugăciunea era acolo, scriptura era acolo și Hristos era cu mâna întinsă, doar că eu stăteam cu spatele și ziceam, mai dăm timp. Și cumva să nu fie descurajați, chiar dacă acum poate nu funcționează. E un moment în timp și în spațiu, dar mâine, poi mâine, peste o săptămână, s-ar putea să-ți se redeschidă ochii și să zici, o. Oh. Am fost orb, cu adevărat am fost orb, dar uite că acum văd și văd că Hristos era chiar acolo lângă mine, aștepta doar să, să deschid eu ochii și să văd. Și mă bucur că ne-ai dat și partea asta de poveste, că de multe ori poate uităm de ea. Absolutizăm totul și uităm că există și excepții. La final de drum, dacă aș putea să zic, să le lași un gând femeilor care ne ascultă. Ce simți tu că e cel mai relevant din tot ce am discutat până acum și chiar și o încurajare? Pentru că în discuția noastră a vizat sănătatea mentală. Ce aș vrea eu să le transmite că dacă trec prin perioade din astea în care se simt descurajate, simt că și-au pierdut speranța, că nu se mai poate la mine prea s-au adunat toate, E că îmi pare rău că e greu și că e dureros și că viața nu e neapărat ușoară și că există componenta asta a suferinței. Acum, dinspre învățătura scripturii, nu știm că face parte din transformarea noastră spirituală cu precădere și suferința are rolul ei în a ne aduce pe noi mai aproape de ceea ce trebuie să fim din punct de vedere spiritual și nu este ușor pentru cineva care trece prin. Sau de lucrul ăsta, pentru că situațiile sunt diverse și știm și noi prin câte poate să treacă un om. Ceea ce aș spune eu femeilor din spațiul evanghelic e că dacă trec prin situații dificile, să nu uite că Hristos este speranța noastră. Și că dacă nici lucrul ăsta uneori parcă nu intră în minte și nu are sens. Hai să ne ducem să-i spunem asta și hai să vă duceți să-i spuneți de asta. Uite, Doamne, eu tot aud în stânga și în dreapta că Tu ești speranța, Dar eu tocmai mi-am îngropat copilul. Eu tocmai am aflat că copilul meu am cancer. Eu tocmai am copil cu diferite disabilități. Sau sunt singură și de vârsta se adună și nu mai căsătoresc odată hai să mă ajut să văd cum poți să fii tu speranța mea în situația mea specifică și să nu ne lăsăm de adevărul ăsta. Deavolul e șmecher și răutăcios și se va folosi de tot felul de lucruri ca să ne depărteze de lucrul ăsta. Eu una cred că Hristos este speranța noastră și că în El este eliberarea noastră și dacă suntem din spațiul evanghelic, credem și mărturisim asta și să vedem cum putem face în așa fel încât să ajungem acolo. Și... Încă un lucru pe care l-aș mai spune e că dacă se simt lipsite de speranță, este să stea pe lângă oameni care au speranță. Ne influențăm, ne, ne molipsim unii de la alții, ne încurajăm, spunem noi, în spațiu evanghelic foarte des. Când vedem pe cineva că e plin de... Parcă un pic mai putem să ducem și noi încă un metru viața și încă un metru. Și să încercăm să ne ducem către oamenii pe care vedem că poți și reușesc și au un dram de echilibru în plus pentru că e o modalitate prin care Dumnezeu ne poate reda, hai că poți. Asta e cumva din unghiul profesiei mele care insistă foarte mult pe dezvoltarea de relații și pe rămânerea în relații sănătoase. Ce frumos! Nu știu dacă știi de tradiția de la vulnerabil și anume că fiecare invitat primește o întrebare surpriză de la un alt invitat. Iar întrebarea care îți revine ție, mi se pare că se leagă cumva de tema noastră, dar sunt curioasă ce o să răspunzi. Spune cam așa. Din perspectiva experienței și a trăirilor personale, care crezi că e cea mai mare lipsă, lacună, a generației tinere din zilele noastre? Unde crezi că zace cauza și ce crezi că putem face ca să remediem situația? Of, din experiență. A la cună, ceea ce ne lipsește. Ce mă face acum să mă gândesc așa, uite, la, la rece? Cred că ne lipsesc relațiile. Și știu că e ceva așa foarte general spus, dar noi venim dintr-un parentajului din care părinții în regimul comunist ne lăsau la țară de până la șapte ani și era un alt fel de abandon emoțional și relațional. În generația actuală, părinții lucrează mult, preocupați pentru bunăstarea financiară ca o recompensă față de ceea ce ei nu au avut. Și cel puțin în spațiul în care eu mă învârt aici în București, eu văd părinți tot mai preocupați de bunăstare, de vacanțe, de concedii, de haine, de jucării și așa mai departe. Și uite de partea asta a timpului și în felul ăsta relațiile sunt destul de complicate, dificile, nu au seva de care au nevoie. Și ne mirăm de ce tinerii, adolescenții, copiii noștri sunt reticenți, neascultători, cum îi catalogăm noi. Și cred că asta e și o să fie tot timpul, pentru că aici a fost locul în care s-a băgat diavolul prima dată, în relații și cu asta o să, ne, o să dea cu noi de toți de pe pereții. Și cred că e nevoie de fiecare dintre noi, în fiecare generație, să putem să milităm pentru relații sănătoase, comunități sănătoase, grupuri sănătoase între noi ca să putem fi cât mai echilibrați. Cu adevărat, chiar cred că este o problemă acolo și, și în mediul evanghelic, din păcate, zicem noi că suntem în relație, dar teoretic suntem, practic, avem mult de lucrat până să ducem toată roada Duhului Sfânt în relațiile pe care le avem. Dar uite, reminder bun să punem umărul și să lucrăm și acolo. Alina, eu îți mulțumesc tare mult, apreciez disponibilitatea ta, ne-ai purtat așa prin tot acest carusel. Nu știu, simt că a fost un carusel cu de toate, dar cred că a fost unul benefic și care va duce la multă, multă conștientizare. Nu-mi dau seama dacă am atins tot ceea ce trebuia sau nu, dar o să las așa deschisă portița dacă cineva are întrebări specifice sau crede că are nevoie de o lămurire, poate să ne-o adreseze și o să îi răspundem cu mare drag. Dar sunt bucuroasă că putem să vorbim despre noi, femeile, fără să ne fie teamă, fără să ne simțim jenate și în același timp să ne dăm speranță una alteia că se poate, că după tot greul ăsta pe care îl vedem, răsare soarele la un moment dat și va fi mai bine. Amin, da. Să păstrăm lucrul ăsta în minte că și cum spuneam mai devreme, avem nevoie să ne uităm cu anticipare pozitivă așa la lume și viață și plus că noi avem așa marele avantaj de a fi fiicele marelui stăpân. Mulțumesc că asculți podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculti podcasturi. Nu uita, doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonalazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!